Bună ziua tuturor! Sper să mă obișnuiesc cu lumina cât mai repede. Pentru început vreau să fac două precizări. Prima precizare, și anume că această temă a fost propusă de organizatori, a fost sugerată. Și în nebunia mea, deoarece mi se destul de greu să refuz o provocare, am acceptat-o. Și acum am dat seama că trebuie să vorbesc 15 minute despre o temă care a fost abordată timp de mii de ani în filozofie și teologie, și să văd cum ies din această nebunie. Și doi, tocmai mi-am dat seama că eu reprezint într-un fel antiteza, și anume, eu voi încerca să vă arăt astăzi că alegerile sau ideea alegerilor este de fapt o iluzie. Și că nu prea avem alegeri și decizii libere. Acum, să vedem dacă am să reușesc să fac acest lucru și haideți să începem. Așa cum spuneam la început, liber arbitru. Ce înseamnă liber arbitru? Liber arbitru înseamnă, practic, că avem libertatea să facem acțiuni conform propriei voințe. Asta ar fi o definiție de start, o definiție de lucru. Cum spuneam înainte, tema a fost abordată de mii de ani. Este o temă extrem de complexă, veche, dar este și foarte sensibilă. De ce este foarte sensibilă? 1. Are implicații extraordinare pentru aproape toate domeniile vieții noastre. Are implicații pentru teologie, are implicații pentru organizarea socială, are implicații pentru etică și morală. Și de multe ori nu poți da răspunsurile corecte să mulțumească pe toată lumea, astfel încât a vorbi astăzi de această temă este aproape similară cu a discuta în evul mediu dacă Pământul este sau nu în centrul Universului, dacă Soarele se învârtește sau nu în jurul Pământului sau este invers. Deci este o temă cu implicații extrem de serioase. 2. A discuta această temă înseamnă a zdruncina un sistem de gândire, a zdruncina un sistem de referință pentru noi, punând în locul lui ce? Niște idei inițiale. Este ca și cum cuiva care este foarte foame, iei din față mâncarea spunând că este nesănătoasă, și dai la schimb ceva sănătos, dar foarte puțin, care nu-i potolește foamea. Oricum va fi nemulțumit. Deci asta este, sau acesta este cadrul în care vom discuta despre această idee a liberului arbitru și a deciziilor libere. Dar mereu v-am spus, nu pot refuza provocările și, cum spunea cineva, dacă nu-ți place răspunsurile, nu pune întrebarea. Odată ce pui întrebarea, așteaptă-te să primești răspunsuri diferite. Asta este structura prezentării pe care o voi avea astăzi. După cum vedeți, pornesc de la teza clasică. Care este teza clasică? Pe care o împărtășim cei mai mulți dintre noi. Și anume că liberul arbitru există și este o parte a realității. Iată de exemplu. Eu sunt în această poziție. Și acum îmi propun, am intenția să fac doi pași în partea dreaptă. Deci am această intenție de a face doi pași în partea dreaptă. Intenția mea mă face să fac acest comportament. Deci este evident faptul că în mintea noastră comportamentele pe care le facem sunt determinate de ce? De gândurile noastre, de intențiile pe care le avem, de scopurile pe care le avem. Asta este teza clasică. Antiteza, sau ceea ce voi încerca eu să argumentez astăzi, este următorul lucru. Liberul arbitru este o iluzie construită de mintea umană. Și anume, mintea umană este un mare magician. Este un magician atât de bun, încât ajunge uneori să se amăgească pe ea însăși. Dar vom parcurge argumentele pentru a argumenta această teză. Deci mă reîntorc la argumentare, și anume, ce este liberul arbitru? Spuneam înainte că liber arbitru înseamnă că acțiunile noastre sunt determinate de gândurile noastre, gânduri exprimate de intenții, scopuri, dorințe pe care le avem. Acum nu discutăm dacă dorințele la rândul lor sau scopurile sunt libere sau nu. Asta este o altă temă. Dar deocamdată discutăm dacă gândurile noastre și intențiile noastre pot genera comportamentele pe care le facem. Și cum spuneam înainte de a ne pune exact această întrebare, să ne amintim că mintea noastră este un mare constructor de realități. Uitați-vă. În timp ce vorbesc, vă uitați spre mine. De multe ori noi, dumneavoastră și eu, uitându-mă spre dumneavoastră, asumăm că realitatea înconjurătoare
arată cam așa, cam cum o vedem noi. Deci dumneavoastră considerați că ceea ce vedeți aici, culorile, formele și așa mai departe, sunt partea unei realități. Trebuie să înțelegem însă că asta nu este o realitate. Ceea ce vedeți dumneavoastră este o construcție a minții dumneavoastră. Această construcție rezultă din interacțiunea care apare între ce există aici, nu știu cum arăt, și nici voi nu știți cum arăt, de fapt, în realitate, și mintea dumneavoastră și analizatorii pe care îi aveți, fiindcă dacă punem pe primul rând o broască sau un alt animal și se uită exact spre aceeași realitate, vede cu totul altceva. De exemplu, o broască vede de obicei un amestec de puncte albe și puncte negre. De obicei, puncte negre aflate în mișcare. Deci să înțelegem că mintea din start construiește realități. Doi, suntem foarte, ne place foarte mult unora dintre noi, nu, răsăritul și apusul. Suntem aproape siguri că soarele răsare și apune. Iarăși trebuie să înțelegem că asta nu există, este o iluzie construită de mintea noastră. Ceea ce ni se pare că este răsărit și apus, este de fapt un efect a mișcărilor relative ale Pământului și Soarelui. Sigur, noi vedem soarele răsare și apune, dar o vedem, dar este o construcție a minții noastre. Apoi, iată, vă mai dau câteva exemple. Putem să vedem? Da. Să ne uităm la această poză. Ce vedeți acolo? O rață. Un iepure. Ia uită-te la această poză cu atenție. Dacă vrem să vedem o rață, sigur aș fi putut să manipulez lucrul ăsta, dacă era o sală mai mică, aș fi făcut un mic experiment. Așa încerc să-l explic post factum. Iată. Hai să vedem acolo o rață. Uite, aici este ciocul, vedeți? Ăsta este ochiul și ăsta este corpul rației cu labele ei. Haideți să închidem ochii, deschidem, să spunem, hai să vedem acolo un iepure. Iată. Capul, ochiul, urechile și corpul iepurașului. Da? Deci, vedeți, în același stimul, vedem realități diferite în funcție de ce construiește mintea umană. Acum, sigur că am putea face școli de gândire diferite. Am putea spune că voi faceți parte din școala iepurelui și voi din școala raței. Și am începe să scriem cărți ca să ne contrazicem unii pe alții în ce constă de fapt realitatea. Când colo realitatea, repet, poate să fie o rață, fie un iepure, în funcție de ce avem noi în minte, ce ne așteptăm și în funcție de cunoștințele pe care le avem. Iarăși, putem face același lucru, putem să dăm următoarea imagine, același lucru. Ia uitați-vă, ce vedeți aici? Sau o fată tânără, din nou. Dacă vrei să vezi o fată tânără, o vezi aici, ia uite, ăsta este nasul, bărbia, ăsta este un colier, gâtul, nu? Și părul. Poți să vezi o femeie în vârstă, și anume, aici are gura, ăsta este nasul. Și aici vezi o femeie în vârstă. Din nou am putea să facem dezbateri, conferințe științifice și simpozioane în ce constă realitatea. Da? Deci aș vrea din start să înțelegeți acest lucru. Mintea umană este un mare magician care creează sensuri și semnificații și creează realități. Această implicație este uriașă atât pentru factorii perceptuali, ce v-am arătat aici, cât și pentru aspecte comportamentale. Iată, putem să revenim la, nu, la agenda, vă rog, la primul, la al doilea. Nu? Mai? Aici. Iată, mintea umană creează și iluzia cauzalității. Câți dintre noi, la nivelul simțului comun, nu suntem de acord cu astfel de afirmații? E trist fiindcă i-a murit cineva apropiat sau i-a murit soția. Adică face sens. Este furios fiindcă nu-l ascultă copiii. Face sens. Este anxios fiindcă trebuie să vorbească în fața publicului. Face sens. Deci noi ce facem? Facem o legătură, de exemplu, între emoțiile noastre și evenimentele de viață. Considerăm că evenimentele de viață cauzează emoțiile pe care le avem. Este un mare fals. Psihologia științifică de zeci de ani arată că nu evenimentele de viață ne cauzează emoțiile, ci modul în care interpretăm evenimentul de viață ne cauzează emoțiile. Altfel spus, tu nu ești furios fiindcă nu te ascultă copiii, ești furios fiindcă gândești într-un anumit fel asupra faptului că nu te ascultă copiii. Nu ești deprimat
fiindcă ți-a murit cineva apropiat. Ești deprimat fiindcă ai interpretat într-un anumit fel moartea persoanei apropiate. În aceea situație, oameni cu interpretări diferite reacționează cu emoții diferite. Deci, vedeți, avem această construcție, iarăși destul de aberantă a minții umane, privind cauzalitatea emoțiilor noastre. Ei, așa cum v-am arătat aceste construcții în percepție și în cauzalitatea emoțiilor, la fel mintea umană creează iluzia explicației în ceea ce privește comportamentul nostru și intențiile pe care le avem. Exact cum sunt sigur că soarele răsare și apune. Exact cum sunt sigur, spre exemplu, că sunt trist fiindcă mi-a murit cineva apropiat sau sunt anxios că am o prezentare complicată de făcut, sunt foarte sigur că am făcut acel comportament, adică cei doi pași, din cauza faptului că înainte am spus vreau să fac acel comportament. Mi-am planificat lucrul ăsta. Deci sunt sigur că intenția generează comportamentul. E bine, acum vă voi arăta o serie de... Sigur, nu voi intra în detalii, v-am spus, avem 15 minute la dispoziție, dar am să vă dau câteva exemple prototip, ca să înțelegeți cum psihologia științifică arată că această idee a liberului arbitru este de foarte multe ori o iluzie, o construcție a minții umane. Iată, primele date se referă la rezultate din psihologia cognitivă. Au fost făcute zeci de experimente. Vă descriu un experiment prototip. V-aș invita să faceți o alegere, de exemplu, pe masă, aș pune 5 perechi de ciorapi. I-aș controla înainte să fie exact identici sub aspectul culorii, texturii, mirosului. Îi controlăm să fie exact la fel. Îi punem pe masă și vă invit pe rând să veniți să vă alegeți o pereche. Ce știm din psihologie? Știm că cei care au brațul drept dominant au tendința să aleagă stimuli din partea dreaptă. E o chestie comportamentală care, mă rog, este bine știută și poate fi prezisă. Vă invit și faceți alegerile. Ce observ? Că, într-adevăr, 90 și ceva la sută dintre cei care aveți brațul drept dominant alegeți ciorapii din perechea din partea dreaptă. După aceea stau de vorbă cu voi și vă întreb, de ce ați ales perechea respectivă de ciorapi? Nici unul nu o să-mi spuneți din cauza că era în partea dreaptă și mi-a venit mai ușor să-l apuc și mi-a plăcut mai mult. Începeți să creați povești. Și să povești post-factum ca să vă explicați alegerile. Unii spun că culoarea era mai plăcută. Textura era mai specială. Deci construim aceste povești ca să ne explicăm ce? Comportamentul. Și astfel de studii, repet, nu sunt câteva, sunt zeci, este un lucru bine știut în psihologie. Tot faptul că facem aceste construcții, nu știu câți dintre dumneavoastră știți că mintea umană este foarte vulnerabilă. Tot ce vi se spune, prima dată este codat în mintea dumneavoastră ca fiind adevărat. Abia apoi te întreb dacă este chiar adevărat sau fals. Astfel încât dacă îți dau foarte multă informație și nu apuci să o procesezi, sau dacă ești stresat și obosit, aproape tot ce îți spun intră în mintea ta ca fiind adevărat. Da? Deci așa reușim să creăm această iluzie a cui? A faptului că comportamentele noastre sunt generate de gândurile pe care le avem. A doua linie de cercetări, din neuroștiințe. Ce știm astăzi? S-au făcut iarăși diverse studii, vă dau un exemplu prototip. Sunt pus, spre exemplu, să apăs un buton. Studiile arată următorul lucru, că înainte de a avea eu intenția și gândul că hai să apăs butonul respectiv, deja în creierul meu s-a declanșat mecanismul pentru a face acest comportament. Deci comportamentul a fost deja declanșat înainte să am eu intenția conștientă de a face un comportament sau alt comportament. Sunt câteva studii care trebuie luate în serios și care sunt chiar de speriat. De exemplu, în 2008 s-a publicat un studiu în revista Nature, arătând că poți prezice cu aproximativ 7 sau 10 secunde înainte decizia pe care o va lua un subiect uman într-o sarcină dată, făcând înregistrările, uitându-te la înregistrările neurocerebrale. Deci, ce înseamnă? Înseamnă că intenția de a face un comportament apare simultan sau după ce deja ai început să faci comportamentul respectiv. Deși la nivel fenomenologic noi avem impresia, mă întorc la exemplu dat, că am făcut acest comportament, pașii respectiv, deoarece înainte ne-am propus să-l fac. Putem merge la următorul slide? Nu, următorul? Aici. Acest model
reușește să explice tot ceea ce v-am prezentat eu. Este modelul lui Daniel Wegener, un profesor de psihologie de la Harvard, care arată următorul lucru, că aici avem legătura aparentă la nivelul minții umane conștiente între gând și comportament. Adică vreau să mă spăl pe dinți, mă spăl pe dinți. Vreau să fac doi pași la dreapta, comportamentul fac doi pași la dreapta. Această legătură cauzală este, cum spuneam, iluzorie, aparentă, deoarece cauzele sunt cu totul altele. Și anume, ideea că vreau să mă spăl pe dinți este determinată de o serie de modele mentale pe care le avem, pe care le-am învățat și care funcționează inconștient. Când spun inconștient, nu vă gândesc la aspecte freudiene. Este inconștientul științific cognitiv. Da? De asemenea, comportamentul pe care îl facem este determinat de o serie de modele mentale care funcționează inconștient. Nu vreau să intru în detalii, dar vă dau un exemplu să înțelegeți ce înseamnă această funcționare inconștientă. Iată, copiii pe la vârsta de 3-4 ani vorbesc relativ corect limba comunității în care s-au născut. Noi ce știm? Ca să produci expresii lingvistice corecte, trebuie să știi niște reguli fonologice, sintactice, semantice și pragmatice. Copilul a învățat aceste reguli prin simplu fapt că a fost expus și bombardat în comunitate de limba care se vorbește în comunitatea respectivă. Și el începe să vorbească corect limba comunității. Este conștient de producțiile sale lingvistice, dar nu conștientizează regulile. Dacă îl întrebe copil, ce regulă gramaticală ai folosit când ai spus mama, vreau să mănânc, nu știu, griz în lapte? Care e subiectul și predicatul? Habar nu are. De ce? Au fost învățate inconștient și funcționează inconștient, dar generează lucruri pe care le conștientizăm, adică expresiile lingvistice. Deci, ăsta este un exemplu foarte clar. Sigur că noi învățăm după aceea regulile gramaticale unde? În școală la gramatică, dar pe când facem gramatică, noi deja vorbim limba comunității în care ne-am născut. Deci asta aș vrea să înțelegeți că, dacă ne putem întoarce la slide-ul de prezentare general, aici, că rezultatele pe care le avem în psihologia științifică arată foarte clar acest lucru, că liberul arbitru, adică ideea că gândurile noastre generează comportamentele, este o construcție a minții umane. Fiind o construcție a minții umane, implicațiile sunt uriașe. Și anume, prima implicație, tezele sau teza și antiteza trebuie să schimbe poziția. În acest moment suntem în faza în care avem dovezi pentru antiteză. Cei care susțin că acțiunile noastre sunt determinate de gânduri trebuie să vină cu dovezi pentru acest lucru. Deci s-a schimbat raportul de putere între teză și antiteză. Este într-un fel și legătura asta între filozofie și psihologie, psihologia ca știință, în sensul că multe teme au fost abordate în filozofie. Filozofia de obicei nu coboară la nivelul experimental. E bine, dar când vii cu știința și aduci dovezi experimentale, deja automat anumite teze sunt mai bine întemeiate. Deci se schimbă raportul de forță între teză și antiteză și este sarcina, este jobul celor care susțin că există liber arbitru și că acțiunile noastre sunt determinate de gânduri să demonstreze acest lucru într-o manieră experimentală, să ne arate date pentru așa ceva. Show me the data, nu doar poziția ta. Că așa oamenii au crezut sute de ani că Pământul e plat, au crezut sute de ani, dacă nu mii de ani, că Pământul se află în centrul Universului. Până când datele experimentale au arătat că lucrurile stau cu totul altfel. Implicațiile, cum spuneam, sunt uriașe. Sunt implicații, spre exemplu, pentru psihologie și educație. Dacă vrei să schimbi comportamentul unui om, nu încerca să-i schimbi gândurile și intențiile, fiindcă intențiile nu sunt cauza comportamentului. Degeaba mai spui unui om, nu bea, nu mânca gras, nu fuma, nu face asta. El spune, ai dreptate, o să încerc să fac lucrul ăsta. Și el în continuare mănâncă gras, bea, fumează și așa mai departe. De ce? Fiindcă tu nu ai atacat cauzele comportamentului. Tu ai mers pe o cauză iluzorie a comportamentului, de aia nu reușești să schimbi comportamentul. Are implicații pentru organizarea socială. Altfel spus, la nivel social, noi trebuie să înțelegem că dacă vrei să produci diverse comportamente, dă-i omului modele mentale, adică expune la modelele pe care vrei să le ai la nivel social, expune-l și la modelele pe care vrei să le eviți, care să fie însoțite însă de ce? De pedepse.
pozitive de recompense, celelalte de pedepse. Și atunci, învățând implicit inconștient aceste modele, ele se vor exprima în comportament. Dacă tot îi spui numai declarativ ce să facă, cum trebuie să facă, cum trebuie să fie, nu se va exprima în ceea ce face. Are implicații uriașe pentru etică și deontologie. Cineva ar putea să spună, aha, deci dacă nu este liber arbitru, adică dacă acțiunile mele nu sunt determinate de gândurile și intențiile mele, înseamnă că nu mă poți pedepsi pentru faptul că am furat. Că degeaba spui că, deci spui că eu am vrut să fur, dar acum spui că intenția nu determină comportamentul. Da, ai dreptate. Nu intenția ți-a generat comportamentul, dar asta nu te scutește de responsabilitate. Dacă ai furat sau ai făcut ceva negativ, trebuie să plătești. Însă se schimbă filozofia. Accentul trebuie să cadă nu pe pedeapsă, ci pe reeducare. Deci n-ai pentru ce să-l pedepsești și trebuie să-l reeduci ca să-i dai modele sociale adecvate, astfel încât el să vadă acele modele să se comporte în consecință. Are implicații uriașe și mă și tem să deschid tema pentru teologie. Noroc că nu suntem în Evul Mediu. Dar am să spun câteva lucruri. Dacă Dumnezeu este atot știutor, înseamnă că El știe decizia pe care o voi lua-o mâine. Dacă El știe decizia pe care o voi lua-o mâine, eu astăzi mai sunt liber în decizia pe care o iau mâine? Deci este o implicație uriașă. Adică, dacă Dumnezeu știe ce voi face mâine, întrebarea este unde este liberul arbitru și decizia mea nu mai este liberă. Sau cât de liberă este o discuție cu implicații uriașe. Punând cap la cap și sumarizând toate lucrurile, datele științifice de astăzi reușesc să clarifice sau să schimbe raportul de forțe pentru o teză care a fost abordată mii de ani în filozofie și religie. Teza pe care ar trebui să mergem este că liberul arbitru este o iluzie construită de mintea umană. De ce construiește mintea umană această iluzie? Sigur, este o altă temă de discuție. Dar este clar că o construiește. Dacă susții altceva, trebuie să vii cu argumente pentru acel lucru. Sigur că nu este o teză confortabilă. Dar, din nou, nefiind o teză confortabilă, aș parafraza o vorbă celebră care spunea: nu mă mușca de degetul cu care arăt ceva, uită-te unde arăt și ce implicații are ceea ce încerc să arăt. Și rămâne întrebarea cheie. Dacă comportamentele noastre nu sunt determinate de gândurile pe care le avem și de intențiile pe care le avem, cine determină atunci comportamentul nostru? Ei bine, asta este o întrebare pentru un nou TED Talk. Vă mulțumesc!